Tu ai pomenit și poligamia și poliamorie. Hai să facem o diferență între acești doi termeni, pentru că diferența există. Da, există diferență. Ambele țin de relațiile consensuale non-monogame, împreună cu stringul monogamișu, sunt foarte multe acolo așa. Poligamia înseamnă, s-ar traduce simplu pentru un singur lucru, un singur soț, mai multe soții. Soțiile acestea nu au sub nicio formă niciun raport între ele și sunt undeva ierarhizate. Este numărul 1, numărul 2, numărul 3 și așa mai departe. În poliamorie lucrurile sunt totalmente diferite. În poliamorie primează în primul și în primul rând relația și al doilea relația de egalitate dintre partenerii care se implică în tipul acesta de format relațional. Este o alegere a lor conștientă de a coabita împreună. Și poate avea mai multe forme. Da, poate avea mult mai multe forme. Sunt forme ușoare pe care le putem înțelege, dar și foarte ușor confunda cu trisămul, un termen luat din pornografie și care înseamnă sex în trei. Și ăsta se confundă foarte mult cu relațiile triade sau traplă, cum se mai numesc ele, în poliamorie, care pot fi totalmente diferite, ierarhizate, neierarhizate, adică un bărbat, femeie, 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 bărbat, bărbat. Sunt trei foarte bărbați, multe. Trei femei. Da, trei bărbați, absolut trei femei, cu legături amoroase între ei, intime și nu. Deci este vorba de trei persoane care locuiesc împreună și duc o viață comună într-un singur apartament. Coabitează. În general, aceasta este, hai să zicem, forma de relație poliamoroasă care se confundă foarte mult cu sexul în trei, cu trisomul acesta, un termen luat din pornografie. Dar relațiile poliamoroase nu înseamnă numai lucrul acesta. Formatul lor este mult mai mare. Spre exemplu, poate să existe coadul, patru persoane, sau poate să existe diada, nu? De două și două persoane. La fel cu și nu între relații având între ei sau poate să fie relații în chiur, relații ramificate. Structura lor este foarte, foarte complexă și foarte diferită. Dacă v-a plăcut această emisiune, puneți like și share sau poate vedea și altă lume. Pentru a nu scăpa emisiunile viitoare, faceți subscribe la pagina YouTube TV8 și, desigur, nu uitați de Facebook, pagina Efect 96.